Cei 9 inculpați bănuiți de înșelăciune în asigurări și au petrecut noaptea în arestul IPJ Gorj. În urma audierilor, procurorii au stabilit că suspecții achiziționau din Uniunea Europeană autoturisme second-hand, le asigurau RCA sau Casco, după care însceneau evenimente rutiere frauduloase pentru a primi despăgubiri. În acest dosar, prejudiciul depășește 400.000 de lei. Cei 9 bărbați bănuiți de înșelăciune cu asigurări și-au petrecut ultimile 24 de ore în arestul IPJ Gorj. La parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu se află înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de înșelăciune în asigurări, fals în declarații și fals intelectual sub forma participației improprie față de mai multe persoane. Procurorul a dispus reținerea a 9 inculpați pe o perioadă de 24 de ore, aceștia fiind fie broker de asigurări, fie revânzători de autoturisme sau reprezentanți ai unor servicii. Procurorii au stabilit că inculpații aduceau autoturisme din Uniunea Europeană, iar apoi, după un plan bine stabilit, încercau să înșele firmele de asigurări, la care încheiau contracte pentru a primi despăgubiri frauduloase. S-a reținut că unii dintre inculpați au achiziționat din Uniunea Europeană autoturisme second-hand, pe care ulterior le asigurau RCA sau Casco, la un preț superior valorii reale de piață, după care cu intenție fie provocau accidente rutiere, fie pe baza unor avarii preexistente, declarau în fals că producerea unor evenimente rutiere. Toate acestea, bineînțeles, cu scopul de a primi despăgubiri frauduloase de la firmele de asigurări. Bărbații se fac vinovați de 48 de evenimente rutiere frauduloase. Valoarea prejudiciului depășește 400.000 de lei. Pentru documentarea întregii activități infracționale, procurorii continuă cercetările.